Domnule Rădoi, cum ați caracteriza această primă parte a sezonului, pentru că ne apropiem de jumătatea sezonului? După un început foarte bun de campionat, în care am câștigat foarte multe meciuri, se pare că n-am mai avut același entuziasm și asta mă nemulțumește, pentru că am încercat să le arăt jucătorilor meciurile pe care le-am pierdut sau în care am făcut egal și cred că puteam la fiecare meci să obținem mult mai mult. Ați avut și misiunea de a găsi diverse formule de joc, ținând cont de rotația jucătorilor. Am avut un sprijin din partea lui mister, domnului Hagi. De fiecare dată a încercat, așa cum a putut și dânsul, să îmi trimită jucători de la echipa mare să joace, plus juniorii, care am încercat tot timpul să vorbesc cu ei, să discut cu ei, să îi fac să înțeleagă că spiritul care este la echipa mare trebuie să fie inclusiv la noi, la echipa a doua sau la juniori. Credeți că aceste sincope din partea a doua, din ultimele meciuri, se datorează, sunt cauzate și de tinerețea jucătorilor sau poate și de o automulțumire în rândul lor după victoriile din prima parte? Sincer, sper să nu fie o automulțumire, pentru că în clubul acesta, asta este mentalitatea, să mergem la fiecare meci și să câștigăm. Care credeți că au fost punctele forte ale echipei în prima parte a sezonului? În primul rând, cred că grupul a făcut de fiecare dată diferența și asta am încercat de fiecare dată să le transmit. Că numai printr-un grup putem să aducem, să avem rezultatele pe care ni le dorim, pe care și le dorește clubul, bineînțeles, și sper în continuare să găsească resursele de a forma același grup, așa cum am fost și în începutul de campionat. Obiectivul echipei rămâne clasarea pe primul loc, așa cum ați declarat la începutul campionatului? Rămâne clasarea în primele patru, ca și obiectiv, să prindem play-off-ul și după aceea să luăm fiecare meci să-l câștigăm. Pentru că ăsta este spiritul clubului, încă o dată mă repet, ăsta este mentalitatea, spiritul, acesta trebuie să fie și eu, așa cum v-am zis și la început, eu am crescut și am fost crescut de domnul Hagi și cu spiritul acesta am fost obișnuit. În privința experienței pe care a căpătat-o ca antrenor secund la echipa mare, cât de mult v-a ajutat în acest prim an ca antrenor principal? M-a ajutat și încă mai am foarte multe de învățat. Sunt la un club unde este am posibilitatea de la domnul Hagi, de la domnul Cătălin Angel, de la domnul Sava, sunt oameni de la care am tot timpul de învățat, am învățat foarte multe și cu siguranță mai am foarte multe lucruri de învățat de la dânși. Thank you.